Salutare tuturor, sunt aici cu un invitat special, nimeni nu se aștepta să-i spun domnul așa ca să... Mihai, vezi că ai tema pe inimă. Salutare, băieți. Suntem aici cu un invitat special, nu am anunțat acest lucru, decât pe cei care vin de pe Instagram văd asta, suntem alături de Mihai Roman, care a venit să deschidă pachetele, că am trecut de-a picat Ronaldo, de nu mai ține minte de câte ori. Și dacă... Trebuie să închidem sonorul. I-a picat Mihai Roman data trecută de... I-a picat Mihai Roman, i-a picat Cristiano Ronaldo. Puta, chiar mi-a picat son. Anul ăsta poate să fie ce Mihai. Dar Mihai Roman nu mi-a picat. Trebuie să mai deschizi și silva, nu mai pachete bun. Asta era șmecheria. Să deschizi silva, nu? Mai liga lumea să se facă, nu la silva. E bine, e bine dacă suntem... Dar n-avem niciun jucător gol, nu? Era Budescu 87-5, dar nu cred că l-au băgat în Ultimate Team. L-au băgat pe Budescu în Ultimate Team, știi cumva ceva? N-a luat decât Mitrița, a luat la mâna noastră. Deci ce știu eu? E la maxim microfonul, încercăm să vorbim mai aproape. Mihai, te rog să vorbești tare, că știu că tu ești puternic de obicei. Așteptăm să strângă puțin mai multă lume și dăm drumul la Super Pack Opening-ul, măcar 50 de persoane să fie. Suntem 37 în acest moment. Mihai, cine crezi că ne pică? Eu zic că Ronaldo de 94 are nicio șansă. Bă, dar cum ar fi să ne pice Ronaldo de 94? Oricum, dacă ți-ar pica ție Ronaldo de 94, l-aș pune cu milion ca să-l iei tu. Zic, măcar să ne pice Hazard. Și jucătorul și pachetul de Team of the Week. Avem 11 jucători Team of the Week. 11 jucători Team of the Week. Eu zic că poate să ne pice ceva, deși am văzut că au deschis foarte mulți jucători, am văzut pe YouTube. Pachetele azi dimineață de top 100 și cel mai bun a fost Otamendi. Păi și eu am făcut Elite 3 și... Ți-a fost greu, mai ales ultimele 3 meciuri, cred că ți-a fost puțin greu, nu? Mi-a fost destul de greu, dar din păcate anul acesta nu am primit nimic. Să deosebire de anul trecut. Da, chiar anul trecut non-stop am cădeat. Vom jucătorul și vom jucătorul top.
Chiar anul trecut a venit, nu anul trecut, anul acesta a venit Mihai Roman, care a zis, băi frate, tu anul trecut ai avut mare noroc la pachete. Și a zis, hai să vii să-mi deschizi și mie pachete. Mi-a deschis că de 12.000 de FIFA points, dar mai nimic nu i-a picat. După aia a luat telefonul lui, a deschis două pachete, nu promoționale, două pachete care îți veniseră de la joc, că și-a luat varianta premium și i-a picat, nu știu ce, cum vrei. Ericsson, da, și era 70-80 de mii pe vremea aia Ericsson. Era 100. Atât ai luat pe Ericsson? Era început de joc. Și mai vrei să-l iei pe Ronaldo Nazario? Da, dar nu avem destul de monezi, galbene. Păi poți să faci cu monezi verzi? Monede, corect. Am văzut că s-a scumpit foarte rău. Da. Cel mai ieftin de pe market acum e 7.600.000. Eu am dat undeva la 6.8 milioane pe el. Deci, cred că am făcut o afacere bună. Da, da, sunt sigur cu asta, cu pomul de Crăciun, cu Crisma, să mai scadă. Da, dar știi cum e, pe mine mă interesează să mă ajute la calificări și poate până la Crăciun reușesc să produc mai mulți bani prin rezultate decât să-l vând acum și să aștept să scadă. Da. Plus că mă și joc de el și mă folosesc de el până la urmă. Care își vede interesul, tu să te califici la regional, eu să strâng bani pentru ele. Salut, Dănuțule, salut Mihai Roman, ci că pică Piliaceli. Din păcate nu-l avem la jucătorii info. 51 de persoane, o să dăm drumul imediat la PECO Opening. Superb golul din amicalul cu sârbii și centrarea lui Thiago a fost excelentă. Baftă vărule, scrie Holtea Gel. Mulțumesc frumos. Da, a fost un gol destul de drăguț. Tare tricoul de pe Mihai. Da, este varianta cea pe care am folosit-o în amicalul cu sârbii. Te roagă băieții să vorbești puțin mai tare pentru că nu te auzi foarte bine. Gata. Hai să trecem și la fapte. Și îi înmânez controllerul lui Mihai. Tot și sper eu, Danut, să nu fii consumat tot norocul sezonul trecut. Hai la să pachete, vedem. Nu la golul. Chiar sunt curios. Acum începe nebunia. Avem 5 player picuri. Ai un jucător preferat pe care ți-l dorești sau pe care ar putea să te ajute? Ronaldo, așa ar fi cel mai bun super sub. Te ajută? Da. Te bagaje? Asta atunci așa. Ronaldo să fie. Și am dat drumul. Aoleu, stai. Hai că ne-a picat Donnarumma. E bun. Mm. Eu o caut. Te salutăm, Cosmine, te salutăm. Și că Roman tu ești. Ne-a picat Donnarumma. Este un jucător ăla, cam cât o să fie cu Michael. Imediat îți zic, ia. Am fut bine în față. Chiar sunt curios. 39.000. Anul trecut știu că îl folosea multă lumea. Dar să știi că nu era rău, dar n-ai cu cine să-l legi, aia e problema. Adică ce fundaș central în afară de Manolas ai în seria. Cine îl foloseau pe final de joc în toți, la doar un jucat de pe Maldini. Da, adică dacă ai două legende, cred că e foarte bun acest Donnarumma. Dar în rest... Bine, se juca și multe centrele am trecut și era. Da, și era bun că ieșea. Hai să vedem, Mihăiță. Stânga sau dreapta? Dreapta. De tot. În vinclu. Otamendi. 85. Bun. Să zicem. E bine, nu e foarte bine. Și acum stânga de tot. Să fie celălalt vinclu. Ca să fie Hazard. Hai să deschid cu stânga, ca să mai nervos. 65 de persoane în acest moment. Donnarumma din nou. Oana. Onana. Doamne, ce este Oana? Sau Puki. Mamă, ce bătăi de cap când mai dădea Puki la începutul jocului, era... Nu mi-a plăcut deloc ca lucrul acesta. Nici mie nu mi-a plăcut, dacă juca contra mea zici că prindea super puteri. Hai mă acum! Avem două. Hai mă acum! Să fie oare Hazard aici, ascuns. Mulțumim Mircea, salut! Măcar Moreno, e 86. Tot o caut, da. Parcă merităm mai mult, la 30 cu 0 merităm mai mult. Chiar că... Merităm mai mult. Dacă nu aici, măcar pachetul acela.
Hai mă cu Ronaldo. Hai mă cu Ronaldo. Hai mă. Ronaldo și Hazard nu sunt. Dar ia vezi pe cred că l-avem și pe Onana și pe Moreno și pe Otamendi, nu? Asta e, da. El pe Jimenez. Cum să ne dea trei jucători pe care am ales mai devreme? Asta e. Ghinion. Poate face și un nu cred că, adică am, dar parcă nu ești băgat pe ăștia de 86, 85. A? Păi asta zic, SBC, bă. SBC-ul mai face ce să faci, dacă la legendă și legendă sunt tot. Și asta e adevărat. Crezi că anul ăsta nu bagă nimic? Legende așa, normal, cu rating la echipe, nu știu dacă nu o să bagi. Nu cred, adică eu zic că o să țină... Și asta e. Hai să vedem la pachete acum, fraților. Avem și de la Rebel sau numai de la... 80 de persoane în acest moment. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Deci avem și de la Rebel, nu? Da. Încep cu Mega Pecu și cu, sau cu Rare Players. Ideea să le lăsăm pe de 24 și am ăla de 11 la final. Cu cele mai slabe. Da. Pentru că ultimul pachet va fi acel Ultimate Team of the Week Pack. I-am dat ăsta în tradable sau? E tradable. Toate sunt tradable. Zici? Nu e. Board. E board, doar board. Francez. LB. De la Everton. Este vorba despre Dinie în acest moment, fraților. Dinie este jucătorul care îi pică lui Mihai. Merităm ceva puternic la acest sport. 30 cu 0, dacă nu ne mușim la protest. Ce zici, Mihai? Poate să-ți pice ceva bun acum? Ce părere ai? Mai scoatem la fiecare pachet pe care îl deschidem. Tu ai și la alea de lebagă ei la 8. Am pus un Dybala la World Cup Final. Da? Bun! Ce mai nevoios pack am avut? Rare Players Pack. Hai să-l vedem. Sunt curios. Sunt curios. Hai să vedem. Merităm. Nu e. Sau e? Walkout? Haide mă! Haide mă! Neamț! CB Borussia. Cum crezi că s-ar integra la voi? Nu cred că avea probleme de ea, dar care s-a de integrare. Jucător, dar vezi, doar 51 pe aici. Dacă te faci o brilă față, s-ar putea de omesc. Trimite pe transfer list. Da. Decât de la 79 de lepixel. Da, da, Mihai și cel rapid. Vorbeam cu Cristi Bărbuț și a zis că între Ronaldo și Messi l-a alege pe Ronaldo la, în echipa Craiovei. Tu pe cine ai alege? Le alege pe Messi, că dacă vine Ronaldo poate mi-a numărul. Așa Messi, nu știu cum se bate acolo cu cicul ăla. Bună asta. Hai să vedem acum. Hai să vedem, poate avem și noi noroc. Și este walkout. Zici? Da. Nu e. CB de la Arsenal. Luis David. Luis David, 80 de persoane în acest moment. Vă mulțumim că sunteți alături de Universitatea Craiova și de Mihai Roman, aici, care e cu norocul. Avem ce să punem. Bă, la duplicate, ai grijă la duplicate. Poate e acolo ceva de... Uite un Mendy. Eu sunt curios la aia, 11 informi, la cei 11 informi. Deci dacă nu luăm profit, nu mai deschid niciodată pachetele tale. Hai să fim și noi 100, suntem 85, hai să fim 100. Deci până la ultimul pachet, acela de 11 informi, trebuie să fim și noi 100. Trebuie să fim și noi 100 de oameni pe acest live, să ne susțineți, că voi sunteți norocul nostru. Bine, Mihai este norocul numărul 1, dar
Hai să vedem Mihai. Hai să vedem Mihai. Sunt speranțe, nu sunt mă. Și am dat de-o doilea pachet de 100 de K. Asta. Nu e. Asta nu e. Goalkeeper Casillas. Da. Cu Dan și Roman până la moarte. Casillas, ce pachet urât. Ridică-l decât pe Casillas restul de le cu XL, că... Păcate. Nu avem nici măcar un drop la pachetele de 100 de K. Măcar acum, acum trebuie să fie walkout. Deci acum trebuie să fie walkout. Deci n-are cum să nu fie. Măcar un... Nu e. Este. Este, mă, hai, mă! Brazilian! Nu CDM, goalkeeper Alisson. Nu mă, putea să arunce un Neymar acolo, un Neymar. Poate avem un Pogba după. Ia uite-l. Aha. Rating mare. Dar din păcate nu costă foarte mult. Nu? Cât e anul ăsta? 30, ok. Jorginho. L-aș testa sincer pe Alisson câteva meciuri. Ai văzut pe text? Da, joacă cu Alisson, deși mulți spun că Alisson nu este cel mai bun portar în acest, în acest an. Mamă, Belotti era bun. Acum văd că... Ultimul pachet. Suntem 90. Trebuie să dați un share la 100 de persoane. Deschidem cel mai tare pachet. Cel mai tare pachet. Și... apăsați și voi butonul acela de like, să intrăm și noi în recomandate, ca toată lumea să vadă acest super, super pachet. Îți dai seama dacă pic acum Ronaldo și pe cum așa de început steagă Portugalia, eu caut. Mamă, tu îți dai seama? Pe mama asta aici. 95 de persoane, încă 5 persoane și dăm drumul la acest pachet. Dăm drumul la super pachetul. Cu 11 informi. Pauză pachet. De apă. Pauză de apă. Pauză publicitară. Să avem și nată la pauză de apă. Da. Între exerciții. E important să te hidratezi. Deschide. Merită. Merită. Suntem 100 de persoane. Suntem 100 de persoane și vreau să ajungem la 100 de like-uri ca să deschidem acest pachet superb. Haideți să apăsăm și noi acel buton de like pentru Mihai, pentru a avea noroc, fraților. Dacă avem cât mai multe like-uri, avem 100% noroc. Până se stă în like-urile, puteți deschidem astea, promo, care dănuț aici, un milion de coins. Nu prea ar fi o afacere bună pentru că sunt pe minus oarecum. Să zic și de ce sunt pe minus, pentru că trebuie să-l iau pe Mbappé sau pe Mané. Avem 50 de like-uri. Hai să facem și noi 100 de like-uri. 53 de like-uri. Super, super, băieți. Vă mulțumim tare, tare mult. 60 de like-uri. Așa intrăm mult mai ușor în recomandate. 100 de persoane pe like. Hai să facem 100 de like-uri pentru cel mai tare pachet. Cel mai tare pachet de până acum. Marius Bucur ne trimite o invitație de party. Trebuie să scot notificările acolo. Marius Bucur este cel cu care am jucat finala campionatului național. Foarte tare ce ați realizat la Craiova cu această echipă de FIFA. Mă bucur mult pentru că oamenii din conducere susțin acest lucru. Bravo! Mulțumim, mulțumim tare, tare mult! Mai joci duminică? Da, mai joc! Hai să facem 100 de like-uri! Avem 70 de like-uri în acest moment. Facem 100 de like-uri! Suntem 100 de persoane care vizionează acest super pack opening și avem... 100 de like-uri pentru Cristiano Ronaldo. Vreau să facem 100 de like-uri pentru Cristiano Ronaldo. Hai să vedem. Dă-i Mihai drumul. Dă-i Mihai drumul că suntem 100 de oameni care sunt 100 de oameni care vor să vadă acest lucru și sunt curioși și ne pic acum. S-a plecat. Măcar walkout să fie. Măcar Hazard. Haide. Avem walkout. Hai că e bun. Portugalia, Italia, Donnarumma.
visat mult și am realizat puțin. Eu cât am scris? 30.000? 40.000? Nu avem ce să avem după el decât... Nu avem. Mă uitam acum, ia. Donnarumma, 37.000. Nu avem ce info. Decât Moreno, 17.000. Otamendi, 15.000. McGinn, 19.000. Oana, 12.000. Oana. Ah, wow, wow. Cam puțin pentru 30 cu 0 EA. Nu e corect, nu? Nu e corect. Nu. Sunt dezamăgit. Dar asta este. Poate la următorul 30 cu 0. Uite, McGinn. Slăbuț. 3.000 te-ai sus, că ai liste, eu așa, ușor, ușor. Hai să vedem ce jucători roșii avem, dacă putem să facem un pachet de acela de 86. Și să luăm la ala pe Ronaldo? Cum ar fi? Cum ar fi? Jos și du-te la special. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu vrei să-l bagi pe Kane. Cum? Doar nu vrei să-l bagi pe Kane. Păi da, dar câți avem? Ia. 1, pe orsici nu-l bag, e bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, fă-i așa. Cu Rufy și cu Summer. Bagă portarii și pe Donnarumma, că n-am ce să fac pe el. S-au zis să-l încerc pe... Dar n-am cu cine să-l leg pe Donnarumma fundaie, portarii. Nu fim dezamăgiți. Facem un 86 plus, facem un 86 plus. Salut, Cezar! Salut! Deci avem... avem opțiuni bune la 86 plus. Le avem și pe Mbappé, și pe Messi, și pe, și pe Ronaldo. Da. Acum să vedem dacă ține și puțin soarta așa. Păi cred că avem 10. Ia vezi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corect. Ia vezi, mai e vreunul mai slab, poate să-l băgăm în locul Dinie sau un 86? Oricum cu Dinie n-avem ce face. Nu mai avem, nu? Nu. Hai să vedem, Mihai. Oricum nu contează cum îi pui. Aba, da, fiindcă este minim 20. Salutare, WakeTuber, un YouTuber de peste 100.000 de abonați. A intrat pentru a ne susține, mulțumim tare, tare mult. Băi, eu zic că am băgat cam o echipă foarte puternică. Ia cât am făcut? O echipă de 85, nu e mare lucru. Este, dacă avem un SBC puternic sau un flashback pe care putem să-l folosim. Da, da, hai că poate ne dă un Ronaldo acum. Și am dat. Am emoții, sincer. Nu dă 3 de Parejo. Am făcut și eu unul. Și l-am primit pe Wijnaldum, 86. Pe Lukaku, 86. Și pe Rufie, 86. Pe ăsta cel mai băgat. Ma, am emoții. 3 și jucători de 86. I-am dat un. Nu mai stai așa. Nu mă uit. Nu mă uit, am emoții. Ronaldo. Mai bag o pizza. Messi. Pe Alex Tez, cred că l-am băgat. Nu, nu l-am băgat. Nu? Da, pe Alex Tez. Ah, da.
Hummels, bine ai venit la noi în echipă. Oh, un TLS e un jucător, dacă nu l-aș era bun. Ce să fac cu TLS? Ține-i acolo. Cam asta a fost cu nouă, cum nu s-a dus la FIFA 19. Dar nu ți-mi pare rău? Cam asta e, cam asta a fost în seara aceasta. Din păcate nu am avut foarte mare noroc. Totuși îi mulțumim lui Mihai că a fost alături de noi în această seară. El se va retrage și eu împreună cu voi vom juca un match de Mystery Ball. Poate facem și o schimbare, aș vrea să îl dăm pe Merten și să luăm ori pe Mane. Aș vrea să leu sincer pe Mane in form să-l testez acolo. Bă, e foarte bun, am văzut că și Bora să-l joacă. Da, vreau Mane in form sau Mbappé, dar totuși m-am gândit că cu Mbappé am jucat și parcă nu are acel ceva. Și m-am gândit totuși să-l testez pe Mane in form. Cred că e mai util în 4-2-3-1 în bandă sau 4-4-4 4-4-2 în tot în bandă stângă. Da, noi din ce fac Mane e un fac bun. Cel în form atacant CT-ul. Da, mulțumesc Mihai că ai fost alături de noi în această seară. Și asta este, poate avem data viitoare mai mult noroc. Imediat revenim. Gata, revenim acum, am revenit. Mihai a plecat. Am rămas doar noi. Să vedem aici ce afacere mai putem face, ce jucători ne-au picat. Analizăm jucătorii care ne-au picat. Și vedem imediat. Donnarumma, un jucător bunicel, dar vreau și eu să-mi pice ceva mai bun. Eram și eu, poate că îmi doream prea mult, poate că am visat prea mult la Ronaldo. Chiar visam aseară că îmi pică Ronaldo. Din păcate, nu a fost să fie. Din păcate, nu a fost să fie și nu am reușit mai mult. McGinn, e bine că măcar acest McGinn e undeva la 19K. Onana, cum i-am zis noi, Oana. Foarte bun. Foarte bun, e cu Excel. Cât e Mane in form, chiar sunt curios. Nu știu dacă facem bani de el, 1.169.000. Sincer, nu știu dacă facem bani. Avem Alisson, avem Hummels. Nu știu ce să zic. 29.000 Alisson. Joacă Mihai duminică? Nu știu. Vedem duminică. Hummels. Sunt curios cât costă Hummels. Totuși are un rating destul de mare Hummels, dar din păcate este doar 17.700. Rodri. De la Manchester City este undeva la 8K. Hai să vedem ce s-a vândut. Nu s-a vândut niciunul dintre ei? Da, ciudat. S-a vândut Rodri. Sunt curios din acest Team of the Week ce ne poate pica mai bun. Ce jucători ne puteau pica. Deci era Ronaldo 2300, Hazard 680.000, Kane 125.000, Toni Kroos 33.000, Donnarumma a fost, l-am luat, Moreno mai era, Otamendi, McGinn. Uite și Partey era bunicel.
Jimenez, acesta este 11.000. Am trimis în club din greșeală. Elvedi este cu XL. În afară de Puki, toți sunt discard. Dar nu-l avem pe Puki, așa că le dăm la toți discard. Luăm 70.000 de coins decât din 1.132.000. Din păcate, nu prea luăm mare lucru. Nu prea luăm mare lucru. Special. Milion. Ah, nu, că trebuie să dăm la minim aici. Un milion. Eu zic că te adaptezi și când e frig, de ce nu, ești... Da, da, fotbaliștii sunt obișnuiți să joace în orice condiții, se antrenează, și eu am jucat fotbal atâta timp și dacă de mic ești obișnuit, oricum te încălzești în momentul în care joci. Dar gândește-te cum e în Rusia. Mai ne trebuie 30 de cam. Uitați, asta e echipa noastră. Avem Bale aici și Orsic, super saburi. Salut, salut! Sunt curios să... Mertens, Alex Tes, Rufier. Ah, din păcate aici încerc jucătoria în 3-0. Și pe care este acest jucător. Untradeable și Xavi Martinez untradeable, Rufy untradeable. Am făcut foarte puțin coins din aceste reward-uri. Foarte puțin coins. Nu mă așteptam sincer să fac chiar atât de puțin. Hai să vedem ce SBC-uri mai sunt. Teco, Gnabry, aici la upgrade-uri ia. Gold upgrade, exactly gold. Dar trebuie, putem băga și non-rare. Ia să dăm noi aici, search, untradeable only. Și trebuie să dăm aici search quality gold și untradeable on low to high. Dar nu știu dacă ne lasă exactly gold. Ne lasă și gold non-rare. Vedem imediat. Ne lasă și non-rare?
deranjezi? Cum să mă deranjezi? Ce vorbă e asta? Best gaming music. Băgăm aici un CM-ul și mai era un atacant, nu? Ia uite, Ionită moldovean. Ia să vedem acum. A, merge. Merge și cu aceștia. Hai să facem SBC-uri din acestea. Să facem și noi upgrade-uri. Nu vreți? Un curios ce ne pică. Dacă tot am făcut pack opening-uri în seara aceasta, hai să facem până la capăt. Da, o să fac. Dacă voi vă doriți acest lucru, o să fac cu siguranță. Ce doriți voi, noi aia facem. Mamă, Kelly, acel jucător de 75 la FIFA 17 era rating 38. Incredibil cât a putut să evolueze. Ia să vedem. Gata, sigur, îl facem ușor să ducem ăsta. Am făcut deja chemistry. Deja am făcut chemistry. Sincer, chiar nu știu. Hai să deschidem, ia să vedem. Doi jucători rari. Hai să vedem acum. Hai să vedem acum, poate avem noroc. Ia mă, ia. Nu eu caut, e doar bord. Francez, LM, Coman. Bun. Nu e rău. 84, bun, pentru SBC-uri chiar foarte bun.
nevoie pentru pentru a lua pe Mane. Avem nevoie de puțin coins. Acesta este 5 cal, punem 4900 să se dea. Ilara Mendy este 3K200. Jorginho nu prea am avut așa mare noroc. Mă așteptam să fie mult mai bine, sincer vă spun, la pachete. Mă gândeam că măcar un Hazard să-mi dea și mie ca să-l folosesc super sub. Da, din păcate nu a fost să fie în seara aceasta. Dar nu trebuie să ne plângem, se putea și mai rău. Dar totul să faci 30-0 și să câștigi doar atât de puțin coins, se pare puțin nașpa, sincer. Cât a scăzut Vela. Duminică o să stau în zona VIP. Cred că o să stau la meci. Dacă vrei să facem o poză, ne vedem la VIP. Te aștept cu mare drag, nu e nicio problemă, sau după după terminarea meciului te aștept în fața autocarului pentru a face o poză, cu cea mai mare plăcere. $2200, că vreau să-i dau cu Excel. Deci dacă vreți să faceți o poză, să nu vă fie niciodată rușine, pentru că nu o să refuz niciodată pe cineva care vrea să facă o poză, adică nu cred că se pune problema de așa ceva. Gheoțe, ia să vedem pe Gheoțe. Ola, Dane, salut, Alexandru. Mulțumesc că ai intrat. Hai să facem și noi 100 de like-uri. Haideți, vreți să facem și noi 100 de like-uri. Avem 90. Vedeți că reușim să facem 100 de like-uri? Da, din păcate nu se dau băieți. Nu înțeleg de ce nu se vând. Alisson. Câte mă Alisson? Da, trebuia să faci o poză cu ei, îți dai seama că ar fi făcut cu siguranță băieții o poză. L-am pus 28.000 și nu se dă, oare de ce? Eu l-am pus 28 pe al meu, e cel mai ieftin de pe market. Și al meu nu s-a dat. L-am pus 28.750, de aia nu se dă. Trebuie să-l pun și eu 28.000 și eu. Hai să-l mai căutăm pe Mane. Trebuie să-l luăm la noi în echipă, pe Sadio Mane.
ajunge acela la 66. Mamă, cât a crescut? Nu pot să cred așa ceva. 1.185.000 cel mai ieftin. Da, cam mult. Cam mult. Hai să jucăm un meci la Mystery Ball. Favoritul meu, toți jucătorii sunt favoriții mei. De obicei, favoriții mei sunt cei care marchează. Nu, glumesc. Băieții sunt super de treabă și fac ceea ce fac din pasiune. Niște jucători și niște caractere extraordinare. Play online. Mystery Ball. Hai să jucăm un Mystery Ball. Sunt curios. Sunt tare curios cum ne descurcăm. Nu știu dacă mulți dintre voi ați mai văzut acest Mystery Ball. Nazario, Nazario, gol! Universitatea Craiova marchează Ronaldo. Shooting boost, acum orice șut e gol. Ia să vedeți. Ia zis cum dă vira la poartă. A? Nu? Nu? Gol! Bară, mă! Gol! Ha, ce frumoasă a fost asta! Ce frumoasă a fost asta! Speedboost, ia fiți atenți acum. Pac. Pac. Pac, gol! Ronaldo, 3-0. Grăsuțu. Ronaldo, grăsuțu. Trebuie să-l pun să mai slăbească, sincer, puțin. O să-l urc pe cântar înainte de acest weekend lip și în caz că nu dă 2-3 kg, poate că nu-l bag. Passing boost, nu prea place passing boost. O, offside. Offside. Dribbling boost. Ia să vedeți aici. Ia uitați-vă la Vieira. Hop. Aoleu, Vieira. We'll be right back.
passing boost în acest moment. Messi. Oh! Bine, mă, Walker. Pac. Hop. Frumos, Ronaldo! Ce fază a făcut! Bună idee, am putea să facem asta după meci. Șut puternic. Au, am luat gol. Scrieți în comentarii, vreți să facem echipa Craiovei și să jucăm la Mystery Ball cu ea? Ce părere aveți? Dacă 10 persoane scriu da, înseamnă că asta o să facem. Aici se pune de două. Hai să-i dăm 100. Avem 1, 2, 3, 4, 5 răspunsuri de da. Încă 5 și facem acest lucru. Trebuie... Au, ce am încercat aici. Gol. Pe Butraghinio, ce chemistry style. Dificil alegere. Dă-i Hunter. Mamă, shooting boost. Dacă mi-a dat... Ia stai că trebuie să-i dăm gol acum. Pac. Ronaldo, ce șut! Este o idee foarte bună aceasta pe care ați avut-o cu echipa Craiovei. O să iau echipa Craiovei și la live-ul viitor vom face acest lucru pentru că sunt convins că vă doriți asta. Fault! Nu? Shooting boost-ul nu este îndeajuns. Fac frumos. Frumos. Dă-l Nazario. Dă-l Nazario. Hai, Nazario. Deci, pentru live-ul viitor, vreți să fac echipa Craiovei să jucăm la Mystery Ball cu ea? Gol! Ruud Gullit! Gata, am înțeles, acum facem. Aolea, aveam shooting boost și m-am bătut joc de el.
ce-a băgat Vertonghen singur. Problema e că golul se pune de două acum. Și e și dribbling boost-ul. Offside. Passing boost. Tiki-taka. 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 Bara Mertens. Bara Mertens. Din vara Mertens, nu știu ce se va întâmpla cu tine. O să te țin mai mult rezervă, că nu-mi place. Aici. Fii atent cum mă conduce, a dat două goluri de două care s-au pus două puncte. Oricum aici la Mystery Ball nu contează echipa. Uite, îți dăm un speed din asta, ia uitați-vă aia. Mamă, ce am făcut cu Gullit. Ce am făcut cu Gullit. Ce frumoasă a fost asta. De Gea, ce ai făcut? Wow, ce amuzant e. Speed boost. Da, tatică, m-am dus. Da, da. Hop. Hop. Gol. Messi. A marcat Messi. Mai faceți noi 5 like-uri să ajungem la 100? Mamă, e speedbus, ăsta trebuie să fie golul nostru. Se pune și de două, să închidem meciul. Au! A dat șut, a dat gol. Bine că l-am blocat. Am crezut că e gol. Dribbling. Hop. Virgil. Virgilica. Offside. Nu. Ba da. Ba da, offside. Cum să nu fie offside? Shooting boost or 2. Cred că să-i joc normal. Că trebuie să-i dau solo. Băi, mă, lași cum naiba. Mamă, all boost. Ia, fiți atenți și aici. Nu, nu, nu trebuie să pierdem mingea. Nu, am dat, că mi-a dat gol acum, am pierdut sigur. Gol, ce să mai. N-are cum să rateze. Au, nu cred. Ha, ha, ce mișto. Da, oricum ăsta nu e, e... El mi-a dat... Mă conduce doar că nu cad mai multe goluri. Ce tare
are modul ăsta de joc, e foarte, foarte amuzant. Și uite, nu pot să cred că s-a trece de timp aici. Ne trage de timp la modul ăsta de joc. Ce a dat cu mine în jos. Ideea e că dacă îi dau un gol, acum îl egalez, că e de două. Du-te, neinei, du-te, neinei, că n-ai cum să ratezi, ai goal boost, mamă, să nu știu că le are pe toate, ce are, dribbling, passing boost. Nu, eu înțeleg să tragi de timp, dar nu la modul ăsta de joc. Shooting boost, trebuie doar să dea la poartă că e gol. Ia vezi, mă, că poate îi dau eu. Ia vezi, mă, că poate îi dau eu. Și n-are cum să rateze de aici. Nu cred! A scos-o de pe linia porții! A scos-o de pe linia porții cu shooting boost. Mama mia! Salut, Bogdan! Ce aveți prelungit? Ce gol am luat! Ce gol am luat! Stai că e all boost. All boost. Trebuie să fim atenți. Și sunt și 3 goluri. Ce-am făcut, mă? Hai mă, că arăta și el. Hai mă, că arăta și el. Arăta și el. Hai, Roman. Passing boost. Hai să-i dăm gol acum să regalăm. Du-te, neinei. Du-te până în poartă. Eu nu pot să cred că a făcut așa ceva. Am încărcat atât de mult și a dat atât de... Uite, uite, uite cum venea Messi. Ia uitați-vă unde am dat eu. Uitați-vă că eu am încărcat 4 linii. Să-i dau un Messi. Cu shooting boost-ul ăla, numai eu puteam arata. Aoleu. Ia uite, mă, doar eu arata cu toate astea.
amuzant e mystery box-ul ăsta. Mertens nu mai poate. Adevărat că și obosește foarte mulți jucători. Gol! Hai că avem șanse! Salatos! De la poartă. Da, e gol. O, nu cred. Ia uitați-vă ce gol a dat. S-a pus de două, are all boost, e nasol, trebuie să iau mingea. Dacă i-am luat mingea... Așa mă, hai! Fault? Nu. Nu, mai bine că nu e fault. Da mă, 15-15! Ce frumos a fost asta, ce frumos a fost asta! 15-15. Salut, Atos, salut. Te-am mai salutat. Nu te-am făcut neobservat, să știi. Da, frumoasă răsturnare de situație de la 15-10, 15-15. E nasol că e shooting boost. Nu mai e nasol. Mai e nasol. Sper să-mi dea un 3, că dacă nu-mi dă de 3, n-am nicio șansă. Da, e de 3. Bună! Messi! Ratare incredibilă! Da. Cred că 21-15. Mamă, 21-15. Eu am marcat mai multe goluri decât el, văzând dacă apare. Da, uite, vezi, a fost 10-10. Deci la goluri a fost 10-10. Vedeți, la goluri a fost 10-10. Doar că el a beneficiat de mai multe puncte. Golurile lui au fost mai valoroase.
Salut, uite, facem echipa Craiova. Jucăm cu ea un meci la Mystery Ball. Și o să-i punem direct pe postul. Și o să zici. Bala așa. Mirco poartă. Bancu. Mihaila, Vali nu e pe aici? Vali, Mihaila. Mijlocaș și îl băgăm pe Alex Mateiu. Alături de Alex și Cătău. În dreapta, Cristi Bărbuț. Martici în atac. Roman și Elvir Kolić. Să-l cumpărăm și pe Mihăiță Roma. Mihai, ești cam scump. Ce se întâmplă? Cred că s-a făcut singur extind, Mihai. Pe Mihăiță, nu-l găsim. Hai să-l vedeți pe Cristi Bărbuț. Ivan încă nu este în joc, din păcate. Da, din păcate, Andrei Ivan nu este în joc. Alex și Cândău.
250. Ce să câștigăm cu ea? O echipă a Universității la Mystery Ball. Avem șanse. Găsim niciun fundaj dreapta. Hai Ștefi, vino la mine. Dar de ce mă e? Loc pe mățel. Thank you.
Mulțumesc, Rareș. De ce nu mă las să pun managerul, nu înțeleg? Să vedem echipa universității cum se descurcă la Mystery Ball. Play online. Mystery Ball. Chiar sunt curios. Credeți, reușim cu echipa universității să răzbim la Mystery Ball împotriva unor super, super echipe? E posibil. Dar de ce nu acceptă, nu înțeleg. De ce intră dacă nu acceptă, nu înțeleg. Aia nu înțeleg. Hai, intră în meci. Dar de ce cauți adversarul dacă nu vrei să intri? Eu chiar nu înțeleg lucrul ăsta, sincer vă spun. Hai să vedem. Mamă, trece prin ai noștri. Wow, Malașa. Bine, Mihai. Hai, Nicole. Alex și Căzău. Frumos, Alex Matei. Ce dribling-uri. Mihai Roman acum. Mihai Roman! Ce ai făcut, Mihaiță? Te sparg. Te sparg, Mihaiță. Măcar acum că ai shooting boost. O, Mihai Roman! Gol! Craiova! Marchează Mihai Roman! Marchează Mihai Roman! Ce shoot al lui Mihai Roman! Ce șut al lui Mihai Roman! Șut torpilă! Deschide scorul Mihai Roman! Dribbling boost! Jucăm? Mamă, cum trec pe lângă noi!
Hitmost. Ia să vedeți acum. Alex Mateiu. Hai că-i mai prind acum. Noroc că ne-a dat mingea. Hai mai prinde. Hai mai... O, ce noroc avem! Hai Mirko! Ceva în stilul caracteristic al lui Mirko. Mirko! Mirko! Cineva să-l oprească pe Mirko Piliacelli! Cineva să-l oprească pe Mirko Piliacelli! Pasa lui Mirko, ci că-l dăm. Au, ne avem poartă. Ne avem portar în poartă. Ne avem portar. Ha. Hai, forța. Bine, Mirko! Mamă, ce apără Mirko! Hop! Frumos, Mirko! Ce frumos, Mirko! Și Alex și Câldoua de spațiu! Frumos, Cristi Vărbuț! Suntem Elvin Kodic! Bine, ține de minge! Nu și mai bun pas! Greu să-l prinzi acum. Greu să-l prinzi pe Pepe. Vali Mihailă. Hai Alex Mateiu. Alex Mateiu. Alex Mateiu către Roman. Pasă din nou către Mateiu. Mai departe. Frumos. Hai Cristi Bărbuț. Oh, Cristi Bărbuț! Cristi Bărbuț acolo, spectaculos! Cristi Bărbuț, spectaculos! Offside! Offside! Salut, Robert, salut! Speed boost, acum e, acum e acum. Bine, la Cristi nici nu mai trebuie speed foarte mare. A alergat mai repede decât mici. Ma. El doar cu poarta goală da gol. Doar cu poarta goală da gol. Ce mi-a dat acum? Passing? Mamă, nu prea mai ajută passing-ul ăsta. Mamă, mamă. Era bun acum un gol, că ne dădea două și îl conduceam noi. Ha, mai să încercăm să dăm un gol acum. Nu, Nerica, trebuie shooting boost, aia e problema. Să dăm gol cu poarta goală? Bine, mie nu mi se pare normal, pentru că am văzut și noi ce execuție au jucătorii de la Craiova, adică chiar dacă e silver, nu poți să-mi zici că un jucător precum Mihai Roma aratează exact cum a aratat acum din 5-6 metri. Adică nu prea e real lucrul ăsta. Foarte bine aici Colici, Mihaiță. Bine, Mihaiță. Hai mă, Vali Mihailă, Vali Mihailă, ce faci? O să-l sun după acest live și o să-i spun că nu am fost mulțumit de prestația lui aici. El trebuie să facă diferența. Bine, Ciosic. Bine, Nicule. Mateiu. Hai, Alex. Borța. Către Mihaița Roman.
ți-l dau. Hai, Elvir! V-am făcut pe plac și jucăm cu echipa României la Mystery Ball. E foarte greu. Foarte, foarte greu. Extrem de greu. El joacă cu... N-are jucători extraordinari, dar totuși Eriksen, Vardy, Pepe, Felipe Anderson, Ndombele, Fabinho, totuși are echipă extraordinară. Hai că nu ne dăm bătuți. Măcar să ne dea și nouă shooting boost. Cine a dat? Ne-a dat speed, dar ideea e că nu avem control la minge cu acest speed. Hai să alergăm că... Oh, din 5 metri singur cu poarta goală. Acum era... deci acum e momentul nostru pe shooting boost. Altfel e foarte greu. Dar bine, acum nu mai avem nimic. Ăsta e, mă! Elvir College, shooting boost. Când ai shooting boost, ai șanse. Știința, știința, ce șut al lui Elvir College, ce șut al lui Elvir College. Hai că dacă e bine borța. Bun. Du-te, Cristi. Oh, offside, mă! Cristi e supărat. Trebuie să recuperăm acum. Borța. Du-te, Borța. A plecat Bărbuț. A plecat Bărbuț. Nu, ce ratare aici, ce ratare aici. Hai că avem shooting boost. Bărbuț, 4-4, ca la teatru. Cristi Bărbuț. Cristi Bărbuț. Ce șut al lui Cristi Bărbuț. Direct la colțul scurt, nicio șansă. Nicio șansă pentru Alisson. Și avem 5-4 în acest moment. Offside ref. Mulțumim. Ce avem? Dribbling. Hop. 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 Frumos. Cristi. Bine, Cristi. Pasă către Roman. Hai, Romane. Hai, Mihai. La pachete n-ai avut noroc. Acum îmi ratași din fața porții. Ha, mă, Mihai! O să vorbesc, o să am o discuție cu el despre cum a ratat aici. Mihaiță! Mamă, shooting booster 2. Ăsta e momentul nostru, trebuie să recuperăm mingea. Ideea e să-mi dea el cu capul. Sau să nu iasă mingea afară, că se schimbă boost-ul. Sau să nu iasă mingea... Au, aici trebuie să o recuperăm neapărat, pentru că e all boost or 3. E all boost or 3, dacă a dat la... Ideea e că... Așa. 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 Nu cred așa ceva, că ai și cu Alisson și-am prelungit mingea. Passing boost or 3, trebuie să-i dăm gol.
ceva, uitați-vă la Mihai Roma. Hai de mămină. Da, trebuie să dea gol acum. N-a dat. Ține de Mihai. Faul ref, sper să-mi dea șutin. Spin boost. Ce naiba să fac cu spin boost? Roman! Șutul lui Mihai Roman. Mulțumim. Mihai Roman! În sfârșit Mihai marchează și a spălat toate păcatele Mihai Roman. Dublă pentru Mihai Roman sau hat-trick? Nu, cred că e dublă. Dublă. Reușim să dăm un gol incredibil cu Mihai Roman. Iar a prins el all boost-ul ăsta, frate. Și e și de 3 goluri, mă, cu... Am... Nu! Așa. Nu ieși cu ea afară. Bine, Nicule. Hai, Vali, du-te. Bun. Mateiu. Și gol! Elvir Colici! 9-4 pentru știința! Elvir Colici! Roman și Colici fac spectacol pentru știința! Mihai! Roman cu noroc! Roman cu noroc și marchează cu capul. 11-4 pentru Universitatea Craiova. Mihai Roman! Reușește. Chiar sunt fericit. Nu mă gândeam că bat cu jucătorii Universității Craiova, pentru că este o diferență foarte mare de rating. Adică jucăm cu jucători de 60 ceva versus jucători de... cât au ei? 80? 90? Bine, Cicâldău. Cicâldău reușește. Aoleu, shooting boost or 3, trebuie să marcăm acum. Cicâldău dă de pământ cu Eriksen. Senzațional acest lucru. E greu să-l prinzi pe Pepe. Bine, Bancu. Vali Mihaila are viteză. Mamă, Mihai Roman a dat cu Sanchez jos. Vreau să forțez golul cu Mihai Roman. Am vrut să forțez golul cu Mihai Roman, recunosc. Poate-mi vine acum. Vreau ca Mihai să mai marcheze, să-i dau puțin moral. Roman! Gol Roman! Gol din nou Roman! Mihai Roman, 14-4 pentru Universitatea Craiova. 14-4. Acesta a fost meciul dintre Universitatea Craiova și oponentul nostru de la Mystery Ball. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de noi. Din păcate nu au fost cele mai reușite premii, dar
ne revanșăm data viitoare. Mâine începe Weekend League-ul. Sperăm la 27 de victorii, pentru că ce este peste 27 de victorii ca bonus pentru calificarea la campionatul mondial, cum am zis, doar bonus. Cam acesta a fost live-ul din această seară. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de noi. Eu am fost Ambu Zărnescu, lângă mine a fost Mihai Roman, a plecat mai devreme, am reușit să câștigăm la Mystery Ball 14 la 3 sau ceva de genul acesta a fost. În realitate a fost decât 7 la 3, eu am marcat 7 goluri, iar adversarul nostru 3 goluri. Vă mulțumesc și apreciez că ați fost alături de mine și să le ținem pumnii băieților duminică seara. Ne vedem pe stadion, pe stadionul Iolo Blemenco, pentru a susține Universitatea Craiova. Vă pupă de mulți! Pa, pa! Seară bună!